Stimați invitați și dragi colegi, permiteți-mi prin a vă mulțumi tuturor celor care ne onorați cu prezența la acest fericit eveniment și avem ca invitat pe doamna inspector școlar general ajung Cristina Stroie. Avem un parteneriat al acesta coordonator, doamna Ruxandra Dragomir, de la Neața Tănațiu. Doamna director Gheorghiță Torcică, de la grădinița 14 Târgoviște. Vă rugăm, bine ați venit! Ne bucurăm și sunt sigură că titlul acestui proiect, Curcubeul Prieteniei, va aduce un schimb de experiență și de bune practici în învățământul preșcolar. Vă mulțumim! Precum și grădinița și nu în ultimul rând grădinița 16, ne-am gândit să realizăm un schimb de experiență cu județul Constanța, județul Buzău și județul Iași, având ca temă curcubeul emoțiilor. Așa cum spunea Daniel Goleman, că 80% din succesul unui adult vine din inteligența emoțională. Deoarece inteligența emoțională la vârsta preșcolară se numără printre cei mai importanți factori în debutul și succesului, inteligența emoțională la copii este determinată printr-un comportament, iar el nu este coordonat și de emoție, de logică, ci de emoție, și ne dorim să le dezvoltăm copiilor o inteligență emoțională într-un mod eficient și bun. Iar prin acest proiect dorim să fim implicați cât mai multe județe și cât mai multe grădinițe. Vă mulțumesc! În primul rând să le spun oaspeților noștri, bine ați venit în Târgoviște! Bine ați venit în cetatea de scaun Târgoviște, așa cum spun unii istorici, cetatea celor 33 de domnitori, după alți istorici, peste 40 de domnitori. Titlul acestui proiect este incitant. Temele pe care am citit că le veți aborda sunt la fel de generoase și de importante, pentru că, da, inteligența emoțională este cea care poate să facă diferența între copii în ceea ce privește integrarea în colectiv, în ceea ce privește dezvoltarea lor în plan școlar. Cred că menirea noastră a educatorului este aceea de a educa. Însă eu consider că primordial este să modelăm sufletul. Și obiectivul meu principal în viață este să cresc copii fericiți. Atât am și sper că astăzi o să se vadă această fericire pe chipurile. Și eu am un slogan: copii fericiți, părinți mulțumiți. Mie mi-a plăcut foarte mult argumentul acestui proiect și spunea acolo Charlie Chaplin, ca să vedem curcubeul trebuie să privim în sus. Așa că și noi astăzi același lucru trebuie să facem, să privim în sus, să ne simțim bine, să învățăm unii de la alții și copiii să aibă de câștigat. Thank you.
Bravo. Copii, a zis că vrea să îngrijim pe toate. Ia-i te-a biatat, te stătem oare. Ce-ai cu mine? Eu am crezut că eu o să îngrijească. Eu am crezut că ea o să străpască. Iar eu i-am zis că o să o dați voi doi. Ce tărăbun. Iar eu mă duc cu mama într-un loc. Nici eu la timp de fel, vreau să mă urmă cu el. Ce minune este? Să vă fie? Să vă fie cu cine? Ce? Ce minune este? Ți-ți fie mea? Ce vezi? Tu știi că te iubesc? Dar nu am să te ajuns de tot. Un pic de apă, altfel mai... Da, cine îți are la ajutor? Eu o să te ajut. O să te urc cu această stropitoare. Îți mulțumesc, micuțule meu, tu mă îndrăjești cu adevărat. Oh, yeah.